mandou a mim. E era a malta lume alto continente, um conjurado de vi, civilizado concomitante, pena no avenir. Um trolebus curoche e dunch, da que urte em ele, em centro possa junt. Trolebus o dos dins, posta de equilicuris, capital europeana, mulțumim lui Urechianu. Trolebus o dos dins, posta de equilicuris, capital europeană, monument lui Urechianu. Cele mai vechi autobuze care transportă târgujeni sunt achiziționate de primăria municipiului Târgu Jiu de mai bine de 23 de ani. Încă le mai vedem pe străzile orașului în prezent, translocare în subordine 20 de autobuze și 17 troleibuze care circulă pe 8 trasee în municipiu și în zonele limitrofe care aparțin de Târgu Jiu. Directorul instituției recunoaște că o parte dintre mașini sunt mult prea învechite. Vechimea parcului este variabilă. Cele mai vechi sunt două autobuze din 1992, după care pe parcurs, de-a lungul anilor, noi am mai luat și alte autobuze, încă 6 autobuze. Datorită faptului că aceste autobuze, ele sunt în stare de funcționare, dar uzura lor morală și consumurile specifice sunt foarte ridicate. Iar foarte multe dintre acestea ar trebui să fie deja casate, pentru că nu mai sunt conforme. Spre exemplu, acest troleibus s-a defectat și a blocat o intersecție în urmă cu ceva timp. Totuși, există o veste bună. Săptămâna viitoare se va concretiza achiziționarea unor mașini moderne. Până miercuri, Comisia de Achiziție urmează să prezinte raportul și se va lua o decizie. De asemenea, pe fonduri europene vor fi achiziționate 15 troleibuze. Am întocmit un plan pentru reînnoirea parcului auto, atât pentru autobuze cât și pentru troleibuze. Pentru autobuze deja am început, pe data de 1 a avut loc o achiziție publică care a fost dată și în SEAP. Am primit o singură ofertă. Pe lângă un design modern, cele noi vor avea aer condiționat, sistem de încălzire sau platformă coborâtă. Cele noi nu vor avea aceste trepte de urcare coborâre. Platforma este total coborâtă, cum este de fapt la astea noi de aici din pe care le-am achiziționat în ultima dată. Deși vor fi făcute modernizări în parcul auto al Transloc, conducerea instituției asigură călătorii că nu vor majora prețul unui bilet.